Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Ca de obicei, începem cu uh, informațiile privind starea vremii. Pentru astăzi, meteorologia anunță vreme frumoasă primăvaratică cu soare și cu o temperatură maximă de aproximativ 16 grade Celsius. Mâine, soarele va fi ceva mai puternic, încălzindu-se cu câteva grade până la aproximativ 18. În acest moment, sunt puțin peste 14 grade Celsius. Și începem știrile de astăzi cu o informație utilă atât părinților, cât și elevilor. Uficio Pio al companiei San Paolo, prin intermediul proiectului Percorsi, pune la dispoziția elevilor cu vârsta sub 27 de ani, 140 de fonduri pentru susținerea școlară. Printre condiții, familiile elevilor sunt cele afectate de criza economică, părinții trebuie să deschidă un cont de economii iar banii să fie utilizați exclusiv pentru susținerea cheltuielilor școlare. Pentru mai multe informații, accesați pagina web afișată mai jos. Și nu uitați că astăzi, 22 martie, se celebrează Ziua Mondială a Apei. În 1993, Organizația Națiunilor Unite a decis să instaureze această sărbătoare pentru a aduce în, în, în opinia publică problemele legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor. Iar în Torino, în această seară, începând de la ora 20:45, la Teatrul Santana din Via Brione, numărul 40, se organizează un spectacol gratuit, Apa în drept al umanității. Inițiativa face parte dintr-un proiect regional ce luptă împotriva sărăciei în Africa subsahariană. Mai multe informații despre eveniment găsiți accesând pagina de mai jos. De asemenea, vă reamintim și de alegerile locale din Torino din 15 și 16 mai. Pentru a putea participa la vot, trebuie să vă înscrieți pe listele electorale suplimentare de la Serviciul Electoral din Corsovaldo, cu numărul 20, Înscrierea se poate face până pe data de 5 aprilie. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră în limba română. Și continuăm cu un spectacol oferit de către Asociațiile Ovidio și Mecaniche artistice în colaborare cu Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Vineri 25 martie, în sala ATICI din Corso Dante numărul 14 din Torino, are loc spectacolul Plata Birului în limba română. Intrarea este liberă iar mai multe informații sunt disponibile pe pagina noastră în limba română. Iar acum la final ajungem și la episodul înfrângerii de la Novara din 23 martie 1849. Ultima bă bătălie din primul război de independență al Italiei. Înfrângerea piemonteză în bătălia de la Novara pune sfârșitul, pune sfârșit scurtei campanii din 1849. Carlo Alberto abdică în favoarea fiului său, Vitoru Emanuele, și pleacă voluntar în exil. Mâine vom vorbi despre cel de-al doilea război de independență. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a Torino Web News. Noi vă, mulțumesc, noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi cât mai bună în continuare. De asemenea, mulțumesc și lui Paula Moso pentru uh, punerea pe web a acestor știri. Vă dau întâlnire la o nouă ediție în direct și mâine la 12 fix.